Fotbalul și basketul joacă un rol foarte important în cultura englezească. Consumul de droguri este mult mai comun acolo decât în Oradea, spre exemplu. Englezii sunt foarte rasiști cu românii. Bună ziua, sunt Alexia Bătoi, alături de mine se află colega mea, Peta Monica. Bună tuturor! Astăzi vom vorbi puțin despre viața în Anglia și avem alături pe colegul nostru Stefan, care a studiat timp de 6 ani în Anglia și vom avea puțin despre viața unui studiu britanic. Cum era o zi obișnuită de școală în Anglia pentru tine? O zi obișnuită în Anglia se desfășura în felul următor. Ori începe la ora 9 dimineața. În general, acolo elevii sunt puși să aleagă între mai multe materii, adică nu toate sunt obligatorii. De exemplu, elevii care se pasionează de știință sau chimie sau etc. pot alege să fac mai multe ore. În Anglia era ceva mâncare tradițională ce îți plăcea sau pe care familia ta o mânca mai des? Nu neapărat, dar în același timp există foarte multe mâncări tradiționale. Spre exemplu, sunt un fel de cartofi inclus cu diferite chestii, se numesc faza acolo și un alt exemplu ar fi fish and chips, care acolo a fost inventată, să zic așa. Au ajutat acești ani petrecuți în Anglia să te dezvolți ca persoană. Crezi că ai adoptat obiceiuri sau valori din cultura britanică? Pentru mine vremea a ajutat un rol foarte important înainte să plec în Anglia, spre exemplu, nu prea eram așa cu frigul neapărat sau chestii de genul. Acolo nu ninge, nu acolo doar plouă continuu. Există o diferență mare în care adolescenții britanici își petrec timpul liber comparativ cu cei din România? Da, este o diferență destul de mare, cum ar fi, spre exemplu, consumul de droguri este mult mai comun acolo decât în Oradea, spre exemplu. În același timp, activitățile sau comportamentul sau pur și simplu ce obiceiurile pe care le au englezii nu prea se pupă cu cele din România. Adică, încă un exemplu ar fi sportul, de exemplu. Acolo toată lumea joacă fotbal, cum am mai spus, și timpul petrecut în afara școlii este foarte mult bazat pe jocuri video, ești afară, chestii de-astea. În România este altceva. Acum povestește-ne puțin despre cum era să trăiești într-un mediu multicultural și dacă ai cunoscut adolescenți din alte țări. Da, spre exemplu am avut câțiva colegi balcaniști ca noi, o fată din Bulgaria, a fost și colega mea de bancă, cu ea m-am înțeles și mai bine pentru că englezii sunt foarte rasiști cu românii. Povestește-ne despre cum te-au ajutat acești ani petrecuți în Anglia să te dezvolți ca persoană și dacă crezi că ai adoptat obiceiuri sau valori din cultura britanică. Acești ani petrecuți în Anglia m-au ajutat foarte mult să-mi dezvolt engleza, în același timp să văd, să cunosc alte culturi, alți oameni și m-a făcut să realizez foarte mult diferențele între Est și Vest, să zic așa. Adică acolo toată lumea e mai calmă, mai, nu știu, așa, mai relaxată legat de viață. La noi, România, toată lumea e stresată.